Năstase a invocat un raport realizat de Expert Group și a spus că din cauza înstrăinării ilicite a terenurilor municipale, bugetul capitalei pierde aproximativ 9 miliarde de lei. Imediat după accederea în funcție de primar, toate schemele mafiei imobiliare vor fi stopate, iar toți cei implicați în ele vor fi deferiți justiției cu transmiterea materialelor la procuratură. Vom analiza minuțios toate operațiunile cu imobile publice din capitală sub aspectul recuperării prejudiciului pentru bugetul municipal. Recuperarea prejudiciului creat este obligatorie. Andrei Năstase este candidatul comun al PPD, PAS și PLDM la primăria capitalei. Recent și președintele Partidului Popular European și-a declarat susținerea pentru Năstase. Într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, Dol spune că este mândru că partidele membre ale PPE au reușit să nominalizeze un candidat comun care luptă pentru democrația din Moldova.